Bine ați venit la Rural, vorbim despre piscicultură și despre aquacultură. Domnule Ștefan, v aș ruga pentru început să ne prezentați în câteva cuvinte succint ce înseamnă, cum se prezintă acest program pentru pescuit și aquacultură, care înțelegem că este diferit de programele pentru agricultură. E total diferit pentru că și la nivelul Uniunii Europene există comisariat separat cu comisar separat pentru pescuit și uh, procesare. Uh, noi suntem la al treilea program operațional. Primul a fost 2007-2013, al doilea 2014-2020 și acesta în valoare de 232 de milioane de euro, care a fost aprobat la 30 noiembrie 2022. Și noi acum uh, am făcut uh, criteriile de selecție și urmează să dăm drumul în maxim două luni de zile la măsuri pentru dezvoltare locală, asistență tehnică pentru funcționarea autorității și din vară la uh, ap vom deschide apel pe acvacultură și pe procesare. Spuneam programul are 232 de milioane de euro. Este care... pe următorii ani, până, până în 2027. Uh -huh. da? Uh, finanțarea e de 162 de milioane de euro, adică 70% din partea Uniunii Europene și de 70 de milioane, deci 30% din partea statului buget național. național. Da. Uh, aici vorbim despre subvenții. Actualul program nu mai are subvenții, pe primele două programe au fost subvenții legate, de fapt nu au fost subvenții, au fost plăți compensatorii pentru peștele pe care îl pierdeau fermierii prin păsările ichtiofage, celebrii cormorani, pelicani și așa da, mai departe. Da, 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 exact, de această dată comisia nu a mai prevăzut în nou program subvenții. asemenea măsuri. Mm -hmm. ase Compensații, da. pentru că probabil s-a ajuns la concluzia că aceste compensații au făcut ca în general cei care au beneficiat de ele să nu mai vrea să facă investiții. Lucru care s-a întâmplat de altfel și în România, în special în partea de ciprinicultură, adică de creșterea crapului. La păstrăvării, spre exemplu, nu s-au dat aceste subvenții, aceste plăți compensatorii. Și sectorul s-a dezvoltat foarte serios pentru că în 2007 România producea 125-126 de tone de păstră în toată România, în mare parte la Rom Silva. Iar astăzi, urmare finanțărilor europene pe cele două programe, am ajuns la 3500 de tone de păstră pe an producție. O creștere Progresul de 25, este evident. Da. Păcând la ciprinicultură, producția a scăzut de la 13.000 de tone la 7.500 de tone. Programul include însă și zona aceea de Marea Neagră, nu de uh, pescar din delta, de ce nu, dacă zic corect? Da, programul are ce trei priorități aici? și prima prioritate este alocată promovării pescuitului durabil, așa cum spuneți dumneavoastră, adică zonelor pescărești. Mm -hmm. uh, e o prioritate prin care ne dorim până la urmă să facem celebru port pescăresc de la Marea Neagră, pentru care Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură are terenul de vreo 17 18 ani în proprietate, dar nu a reușit până acum să facă proiectul pentru. Deci, un port uh, nu o bursă sau că. Zala, nu, modernizarea a o portului că el există Aha. la media, acolo sunt niște vapoare, dar e rudimentar uh -huh. și trebuie făcut după toate criteriile europene. Crezi că se va face acest port, în, în Eu sper an, să, până să se facă 2000, pentru da? că agenția Națională de Pescuit și Acvacultură o să fie principalul nostru beneficiar, uh -huh. are 15% alocat din bu totalul bugetului, din bugetul adică acesta. 35 de milioane de euro, prin regulament. Deci e obligatoriu să se facă chestia asta. A doua prioritate se referă la promovarea activităților de acvacultură și procesare, unde am alocat aproape jumătate din buget, 110 milioane de euro. Iar a treia prioritate se adresează zonelor pescărești, așa numitelor flaguri.